Bună seara, bine v-am regăsit la Fabrica Doamnelor și Domnilor. Ne-am concentrat în ultima vreme destul de mult asupra lui Andrei Năstase din diverse motive. Pentru că este foarte prezent, pentru că este foarte vocal, pentru că este deosebit de agresiv. În ce ne privește, noi ne putem permite să spunem chiar că este destul de nesimțit în măsura în care jignește, nu are niciun fel de argument altul în afară decât acela că își dorește scandal în permanență și nici măcar nu-și cere scuze. Poate o să iertăm Andrei, dar știi cum, până și la spovedanie trebuie să manifest măcar o urmă de căință. Cine știe, poate vine și momentul acela, dar până atunci, hai să te lăsăm pe tine puțin deoparte ca să discutăm despre colega ta de bloc, despre Maia Sandu. O Maia Sandu pe care, din punctul meu de vedere, și este doar punctul meu de vedere, dar va conta mai mult punctul de vedere al invitaților, dar dreptul ai jefuit-o, ai transformat-o într-o victimă, ai furat tot ceea ce se putea fura, de la capitalul de imagine până la, încetul cu încetul, cred că până și formațiunea, pentru că dacă stăm să ne uităm la ce se petrece în acest bloc pas și da, toți oamenii pas merg pas în pas așa către PPDA și către practic tot ceea ce într-un fel sau altul dictează, pentru că e aproape dictatură deja, cel puțin în PPDA, Andrei Năstase. De ce? Pentru simplu motiv că într-o totală lipsă de înțelegere a unor lucruri, Maia Sandu preferă să tacă. Și dacă în urmă cu cândva timp, când candida împotriva lui Igor Dodon la prezidențială, atingea 40%, iar Andrei Năstase la vremea respectivă avea undeva cam 3%, lucrurile s-au inversat cumva. Și nu numai că s-au inversat, s-a produs o devalorizare ciudată, foarte de neînțeles, în măsura în care pervergența era foarte mare, mai ales în jurul Maiei Sandu. Iată că cei doi împreună n-au reușit să obțină decât locul 3 în alegeri, respectiv 26 de mandate, și acelea destul de complicat împărțite, pentru că mai există și oameni acolo care teoretic vin din societatea civilă, nu din cele două partide. Și iată că, într-un fel sau altul, acum, în miez de criză politică și undeva poate și cu spectrul anticipatelor mai în față, nu pot să nu te întreb ce s-a întâmplat cu Maia Sandu. De ce s-a lăsat așa jefuită? De ce se lasă umilită în continuare? De ce mai are puțin și rămâne doar un simplu purtător de microfon la care de cele mai multe ori vorbește Andrei Năstase? Ce se va întâmpla cu cariera politică acelei în care mulți credeau la un moment dat aproape orbește și o vedeau drept simbolul cel mai decrezut al vectorului pro-european și democratic în Republica Moldova? Dar iată că nu. Andrei Năstase, vind pe filieră foarte dubioasă și complicată din așa zisa societate civică, reușește să detroneze și mai mult decât atât aproape să subordoneze un alt lider politic care, într-o totală nedumerire pentru cei care s-au uitat cu admirație la ea, se lasă în continuare folosită. Ce se întâmplă? Încercăm să înțelegem împreună cu doctorul în istorie și politologul Ruslan Șefcenco, bună seara, bună domnule Șefcenco, respectiv împreună cu jurnalistul și editorialistul Nicolae Federiuc, bună seara, domnule Federiuc. Bună seara. Eu mi-am permis să mă expun un punct de vedere, este al meu, mi-l asum. Sunt curios să văd cum vedeți dumneavoastră. Întâi de toate, eu mi-am permis să scriu pe ecran că mai este victima lui Andrei. Vă întreb întâi pe dumneavoastră, domnule Șefcenco, sunteți de acord cu asemenea afirmație sau eu am greșit în momentul în care am presupus că, așa, în baza argumentației anterioare, Maia Sandu ar fi victima lui Andrei Năstase? Da, faptul că dependența domnului Sandu a început să apară și în continuare a început să crească, primele semne ale acestui proces se încep încă din noiembrie 2016, când momentul culminant, când Maia Sandu totuși a fost înaintată la președinția țării și, da, a pierdut în turul 2 la Igor Dodon, dar trebuie de spus că atunci, în octombrie-noiembrie 2016, deja candidatura ei nu se părea așa susținut așa de univoc cum era înainte. Deja Andrei Năstase s-a simțit destul de puternic, destul de hotărât și a vrut să arăte că el la fel merită să fie președintele țării. Cu mari probleme, Maia Sandu a reușit să impună pe Andrei Năstase totuși să cedeze locul Sandu. Mai departe, au început să apară alte momente și mai suspecte și mai periculoase pentru doamna Sandu, în special, am în vedere, alegerile locale în 2018, când, după cum cunoaștem noi, a fost înaintată candidatura la Andrei Năstase deodată, iar partidul Sandu mult timp a tăcut, mult timp a dus discuții între dânsi și pe urmă, numai la sfârșitul acestei campanii, când am expirat termenul pentru a înainta candidați, a apărut candidatura lui Octavian Țicu, care singur și-a retras candidatura sa.
Deci partidul nu era pregătit pentru înaintarea candidaturii la primarul capitalei. Uh-huh. Acest lucru arată că el deja era în spatele principalului candidat, Andrei Anastasie, el deamu ce da inițiativa. Iar în continuare, după cum vedem, mesajul Maesandu devine tot mai neclar. Ei, într-adevăr, participă împreună cu Năstase la toate manifestările de protest, ei face discursuri, declarații, dar ele se fac tot mai neclare. Ei mai mult susține decât înaintează propriile inițiative. Și acest lucru noi vedem și în prezent. Iată acum, chiar după 21 martie, când s-a desfășurat prima ședință a Parlamentului, noi vedem că Maesandu apare mai mult în susținere mesajelor lui Năstase decât face propriile declarații, înaintează propriile idei pentru dezvoltarea de mai departe a partidului, îi expune propria opinie sau opinia propriului partid. Și în prezent noi am ajuns la ceea că în ultimele săptămâni nici Maesandu practic a dispărut de pe scena politică. Chiar și pe site-ul partidului nu a mai apărut careva informație despre perspectivele, adică ce mai face mai departe Maesandu. Nu apar nici conferințe de presă cu participare ei și așa mai departe. Bun. Acest lucru se explică prin faptul că Maesandu cândva, la momentul formării partidului, a pus miza mai mult pe, să zicem, componenta educativă, să zicem, în partidul său. În conducere ei sunt mai mult reprezentanți universităților, fostului Ministerul Învățământului, unde el a lucrat. Dar el nu are în echipa sa oamenii din diferite straturile societății, cum are Anastasie. Are mai puțin reprezentanți din diferite domenii ale vieții și, ca urmare, își pierde din mesaj. Oamenii aceștia pot pregăti discursuri, pot pregăti programe mai mult într-un domeniu foarte restrâns. Înțeleg. În comparație cu Anastasie. Înțeleg. Ca urmare, inițiativa se pierde. Tocmai aici vreau să ajung, foarte important ce ați punctat acum, diferența calitativă între componența PAS și componența PPDA, care la un moment dat, și mă întorc către domnul Federiuc, pare să se vadă și în felul în care s-au poziționat cei doi lideri, adică Andrei Năstase și Maesandu, felul în care au fost percepuți, felul în care s-au manifestat public. Maesandu a pornit cu acel capital frumos de persoană aproape ingenuă, pură, care reprezintă democrația însă și în starea ei cea mai nobilă, în timp ce Andrei Năstase, de la bun început, a ieșit ca un militant din ce în ce mai dur, mai agresiv, mai grosolan, mai grobian, care smulgea pe scenă microfonul din mâna cui nu-i convenea, care brusca jurnaliști și așa ceva. Mai n-a făcut niciodată asemenea lucruri. Așa cum spune domnul Șeșcenco, oamenii mai degrabă au învățat-o să... După care a încercat și Maia să țipe, dar țipă foarte neconvingător. Abia după ce urlă Andrei Năstase, se țipă puțin și Maia. Care e mecanismul? Cum a fost, până la urmă, jefuită Maia de către Andrei? Bun, uite, eu am convingerea că, deși aparent dușmanul declarat al lui Andrei Năstase este rivalul său politic, Vladimir Plahotniuc, totuși noi trebuie să ținem cont că el se situează pe un electorat care a rămas orfan după prăbușirea PLD-ului. Și apariția Maiei Sandu pe acest segment electoral a fost foarte deranjant pentru el. Din prima clipă, noi să nu uităm că mișcarea lui Andrei Năstase a luat naștere în 2015 pe fondul acelor proteste. Atunci Maia Sandu încă nu era activă. Ea era cumva pe acolo, dar iar nu era implicată. Ori, din start, Maia Sandu avea acea imagine de birocrat sau de om școlit în Occident care venea cumva pe fundalul acelei acestui curent progresist care se încerca să răspândească și în societatea noastră. Andrei Năstase nu avea stofă și nici nu are încă stofă de politician. El a mers mai mult pe varianta asta brutală, care are anumiți adepți în societatea noastră. Nu suntem o societate cea mai cuminte. Așa că un asemenea comportament am văzut că atrage niște adepți în jurul său. Ori apariția mai înseamnă în această mișcare și asta s-a văzut apoi înspre prezidențiale. El i-a șifonat foarte mult imagine. Pe fundalul ei, el chiar părea un bădăran. Și asta n-avea cum să-l deranjeze. Eu ascultam recent la o emisiune televizată pe domnul Năstase care spunea, aproape cu text deschis,
o învinuia la modul direct pe Maia Sandu că a pierdut alegerile prezidențiale, sugerând că dacă el n-ar fi făcut acea greșeală fatală în cariera lui politică să se retragă în favoarea ei, el foarte probabil ar fi ajuns președintele Republicii Moldova și, bineînțeles, făcea trimitere și la acel rezultat pe care l-a obținut la locale. Adică acea frustrare a lui față de Maia Sandu este veche, antică și de demult și ea se va manifesta în permanență atât timp cât ei vor trăi în acest concubinaj. Și eu încerc să-mi imaginez, într-o anumită perspectivă, o eventuală coabitare într-o structură de guvernare. Eu sunt absolut convins că acolo pur și simplu ar reuși scânteie. Eu nu cred că ei ar fi în stare nici în această situație foarte delicată în care au un, să zic așa, un dușman comun care îi obligă să fie împreună. Iată, ei nu pot coabita. Ori într-o eventuală relaxare a situației, ei pur și simplu s-ar alege praful și pulverea din această coabitare. Bun, înțeleg. Preiau ideea și mă întorc către domnul Șevcenco. Iată, zice domnul Federiu că a existat un deranj de la bun început produs în Andrei Năstase din cauza faptului că, prin comparație cu Maia Sandu, el nu reușește să... Și cu toate acestea, iată-l reușind ceva, din punctul meu de vedere, absolut incredibil și total nefast pentru Maia Sandu. Acea Maia Sandu, care pierdea la limită în fața lui Igor Dodon, da, cu peste 40% acumulat în favoarea ei, da, ajunge să fie dusă de mânuță și umilită de-a dreptul, tocmai la Igor Dodon și la oamenii săi, ca să cerșească alianțe formale, informale, nu știu de care, nenumărate târguri încearcă să propună cei din blocul acum, așa, în viziunea lor, socialiștilor, și de fiecare dată se întâlnesc cu același refuz, ba chiar cu mustrări ironice din partea lui Igor Dodon, care le spune: mai veniți cu picioarele pe pământ. De ce să lasă Maia umilită în acest hal? Adică te-ai băgat într-o alianță cu cineva care te duce la fostul tău rival și care te-a golit de toate procentele și te și duce la înalta poartă să te... Sau, mă rog, nu la înalta poartă, te duce la cele turnuri de la Kremlin, să te închine acolo. Trebuie de recunoscut și faptul că ea este impusă de circumstanțele în care a nimerit. Pentru că dacă noi recunoaștem faptul că, să zicem, dacă noi vom înțelege situația în care a nimerit PAS și personal Maia Sandu, vom analiza situația, apoi vom înțelege că este nevoită să facă aceste pași care face. Pentru că nu iese din blocul ăsta? Nu, să iasă din blocul acesta înseamnă să slăbește pozițiile sale. Pentru că trebuie să ținem cont de electoratul acestui partid. Electoratul acestui partid, PAS, vrea într-adevăr coaliție între partidele de dreapta. Și electoratul nu va înțelege dacă îi va ieși din coaliție cu Năstase și va face calea proprie. De ce să slăbim pozițiile în fața unui oligarh care întărește aceste poziții? Iată care e logica lor. Dar când nu erau ei chiar așa de împreună, ei avea 40%. De când s-au aliat atât de strâns, Năstase a crescut de la 3% la nu știu câte și Maia a cedat aproape tot ce avea din popularitatea ei. Vedeți cum în situația dată trebuie de văzut și altceva. Maia Sandu vede că discursul agresiv și dur al Andrei Năstase nu a dat niciun rezultat. Nu a dat niciun rezultat, nici retorica agresivă și dură față de Igor Dodon, a insultările permanente la adresa democraților sau alte partide nu dau rezultat. Și Sandu a înțeles că dacă noi vom merge pe calea aceasta agresivă, noi vom rămâne pur și simplu cu faptul că noi ajungem la alegerile anticipate și atunci nu vom ști ce să ne explica populației. De ce totuși s-au produs alegerile aceste anticipate? Ei nu vor găsi explicații pentru populație. Cine este vinovat în toate acestea? Și de aceea, știind că ei nu știe cum de explicat acest lucru, ei pur și simplu s-au detașat, au lăsat cel mai mare, cel mai dur discursul lui Andrei Năstase și acum încearcă să găsească alt mesaj, alt discurs pentru alegerile anticipate. Eu înțelege că deamul, ceea ce o trebuie să spună, e deamul a spus, nu mai poate adăuga nimic la discursurile ei dure făcute în campania electorală. Și practic acum se vede că tot discursul, tot mesajul către alegătorii la dânsa a expirat. Acum se vede că ei este în criză de idei și poate această criză de idei
să zicem, va fi depășită numai în timpul campaniei electorale. Rămâne de văzut, domnule Fedoruc. Pe de altă parte, ați invocat momentul în care Andrei Năstase reproșa Maia Sandu că a pierdut prezidențialele. Acum, pe de altă parte, i-a reproșat pasului că nu l-a apărat pe Gheorghe Petic, de exemplu. Adică Năstase ori de câte ori își amintește... I-a reproșat că a fost o acuzație de drept, frontală. Exact. Ori de câte ori își amintește că trebuie să mai găsească tu un vinovat, vinovatul nu e doar dușmanul, e și aliatul. La Andrei Năstase, practic, nu este niciun fel de loialitate. Și atunci, întreb încă o dată, de ce se lasă Maia umilită? Am auzit explicația domnului Șefcenco, interesantă, vreau să au și punctul noastră de vedere. Maia Sandu conștientizează că s-a prins în laț. Pe de o parte, a adoptat strategia, care s-a dovedit a fi greșită până la urmă, a partenerului său de alianță, de coaliție sau de bloc, și a închis, practic, posibilitatea ajungerii la guvernare într-o formă sau alta în urma acestui scrutin care a avut loc acum. Pe de altă parte, este captiva lui Andrei Năstase pentru că înțelege, pe bună dreptate, cum spunea și domnul Șefcencu, că o eventuală, un eventual divorț acum le-ar aduce un anumit prejudiciu de imagine. Și iată, ea se zbate în acest laț și nu are posibilitate, nu are nicio portiță, nicio cale, nicio cărăruie pe care să se retragă și să-și salveze acest potențial politic pe care l-a avut, după cum spuneați, nu într-o anumită perioadă. De dragul adevărului, trebuie să recunoaștem totuși că la nivel de imagine și la nivel de... Eu am și convingerea că și la nivelul partenerilor din vest pe care le au acești politicieni, nivelul de încredere față de Maia Sandu este mai mare. Vă întrerup puțin, tocmai pentru că vreau să ajung la discuție și rog și pe domnul Șefcenco să gândească la un răspuns. Partenerii din vest, până și aici Andrei Năstase a reușit să o uzurpeze pe Maia, pentru că ultima dată cine s-a dus să întâlnească cu PPE-ul și cu Germania afiliați PPE-ului? Andrei Năstase, Maia nu era nicăieri. Maia vota undeva pe la Viena, stătea în rând cu minte cu diaspora, în timp ce Andrei Năstase încerca să fure câte o poză cu Angela Merkel, de exemplu. Și încetul cu încetul, chiar dacă PPD-ul nu a fost membru PPE, ci era mai degrabă PAS, oficial membru PPE, cine se duce la PPE toată ziua, bună ziua? Andrei Năstase. Cine se joacă de PNL-ul în România? Andrei Năstase. Maia nu e nicăieri. Ce se întâmplă? El o împinge cu bună știință și asta se vede. El este cu echilibru, el o împinge, el se răzbună pe ea, el se consideră îndreptățit să preia tot acest electorat. Există un anumit potențial politic care se plasează undeva în zona asta dintre socialiști și democrați mare și probabil are și intuiția că în cazul unei politici pe bune. Pentru că ceea ce a făcut acum nu a fost politică pe bune, a fost mai mult o mimare, un spectacol pentru public. Dar în cazul unor politici pe bune, s-ar putea ca el să nu prea facă față unor provocări serioase, la nivel de administrare, la nivel de construcție. Adică să înțelegem că o ținem pe Maia Sandu pentru varianta care are nevoie să fie și cineva inteligent în acest bloc. Pentru că deocamdată doar agresivii se manifestă. Cum spunea domnul Șefcenco, în jurul Maia sunt cei care știu să scrie și să gândească. În jurul lui Andrei sunt cei care mai degrabă știu să bruscheze. Da, eu aș adăuga la cele spuse de domnul Fedoruc totuși un lucru. Totuși, reprezentanții PAS-ului nu susțin mesajul acesta dur al lui Andrei Năstase și acest lucru se observă și prin declarațiile deputaților PAS-ului. Ei vor colaborare, ei vor tratative între directe, nu doar verbale, telefonice, eu știu, sau prin scrisori. Ei vor negocieri reale între PAS și PPD-a cu socialiștii. Ei vor discuții și spun acest lucru deschis în cadrul interviurilor. Însă, platforma, da, nu permite lor acest lucru. Ca urmare, se vede o divergență de opinii în aceste două partide și se vede că PAS-ul înțeles că mesajul dur, categoric, nu a dat rezultat, ei încearcă să propună mesajul lor, dar el nu este acceptat în bloc. Bun. Ca urmare, iată acum, vorbind la despre ceea ce noi acum ați menționat, despre călătorile de peste hotare a lui domnul Năstase și Sandu, aici trebuie de menționat și neajunsurile personale a Maia Sandu.
De ce? Pentru că Andrei Năstase, cu calitățile sale personale, să zicem, reușește să atragă atenția, el reușește să intre în voie la mai mulți politicieni din Europa. Cu succes. El face cunoștință. El e om mult mai comunicabil decât Maia Sandu. Bun, dar de ce nu și pe Maia cu el? Mult mai puțin dur, printre altele, da, în relație cu oameni. Cu cine vrea el, da, știe să fie foarte dur. Apoi pentru, da, a intra în voie la politicieni, trebuie să știi cum să intre în voie. Și el reușește. Domnul Șefcenco, chiar și așa, de ce nu duce și pe Maia Sandu cu el? De ce o lasă deoparte? De ce să aduci pe concurentă? Dar de ce să nu... Exact. De ce să nu facă și pe Maia cetățean de onoare, măcar la micul de sus? El deja a pățit în 2016, când pe spatele său a adus pe Maia Sandu, practic, la pragul președinției. Dar nu trebuie de repetat istoria. El atunci a trecut printr-o criză morală, nervoasă, când era nevoit la 13 noiembrie 2016, adică în 13 octombrie 2016, să spună deschis că el cedează. Și este nevoit să recunoască pe Maia Sandu candidată. Înțeleg. Amintiți probabil că cât scandal a fost între dânsii, câte ultimatumuri au înaintat personal Andrei Năstase Maia Sandu. El a trecut prin așa calvar, nervos, moral, psihologic. El asta nu va ierta niciodată în viață. Ca om care e mândru, care este... Ambițios. Ambițios, cu demnitate, el asta nu poate ierta. Și desigur acum... Nu, demnitate personală. Între dânsi, între oameni. Și, desigur, acum, pe spatele său, încă o dată de adus pe concurenta sa posibilă în Europa, încă o dată, adică, să mergi cu dânsa și să faci propagandă, la ce bun. Mai bine eu să merg singur, eu am acces în cabinetele europene, eu deamă singur pot face carieră proprie, eu am și sursele mediatice, eu am și susținere printre funcționari europeni, și deputații europeni, așa că n-am nevoie de dâns. Eu și singur pot face perspectiva. Mm-hmm. Păi în cazul ăsta, ce mai rămâne cu cariera Maia Sandu? Pentru că, pe de altă parte, uite, adaug la ce spunea domnul Șefcenco, felul în care își construiește Andrei Năstase cu susținerea Frankfurtului sau altor, eu știu, mici poli din acestea oligarhici. El la fel de bine își construiește și în Moscova ce dorește, trimite și pe acolo câte un emisar, dispus să colaboreze și cu ancheta rusească, n-are nicio problemă. Maia, într-adevăr, nu e acolo. Eu mă bucur că Maia nu e acolo, ca să fiu sincer, cel puțin în partea aceea. Dar ce se întâmplă cu cariera Maia? Pentru că, da, încetul cu încetul este uzurpată de peste tot. Și da, este erodată absolut metodic, din punctul meu de vedere. Păi, dar ce se întâmplă? Este evident, dacă Maia Sandu nu se rupe din această îmbrățișare sufocantă frățească pe care o face Andrei Năstase, ea riscă să cadă de tot. Ea a pierdut deja foarte mult. Ca să recupereze, ea trebuie să devină o voce distinctă, o voce clară și să-și valorifice potențialul care îl are. Acum, iarăși, dacă facem comparație între cele două partide, eu aș vedea partidul lui Andrei Năstase un partid fără ideologie. El nu are nicio ideologie. El a fost un partid construit pe negație, un partid născut dintr-o niște energii protestatare care în toată această perioadă nu și-a formulat o doctrină politică clară și o direcție clară. De asta el și-și permite să umble unde vrea el. Poate să meargă și la Moscova, poate să meargă și în Venezuela. El a zis că e dispus și acolo să meargă să caute ce-i trebuie lui. Pe care din cei doi? Pe Maduro sau pe Guaido? Nu știu, văd că indiferent cine e acolo. Da. Oricare e bun. Da. Urma aia, Sandu, totuși este din alta luat. Ea a trecut această școală birocratică occidentală. Ea s-a înscris cumva într-o linie de gândire care ulterior a transformat-o în propria ei mișcare politică. I-a preluat din PLDN, dacă observăm, anume un anumit gen de electorat care seamănă cumva, se înscrie pe această linie. Uh-huh. Ei au o anumită identitate. Te uiți la ei și la Maia Sandu și la toți adepții ei și vezi că ei seamănă între ei. Andrei Năstase, așa ceva n-ai să vezi. Acolo ai să vezi doar, bun, în afară de faptul că sunt un nucleu dur acolo care toți înjură și toți agresează și asta îi face să semene cumva. Există totuși și Mihai Popșoi care din partea cealaltă încearcă să învețe câte ceva să mai bruscheze câte un carabinier. Nu reușește cu mare succes. Bun, acum ei sunt în bloc, noi trebuie să înțelegem că trebuie să semene și între ei. Așa. Dar și pe acest fundal eu cred
Eu nu sunt sigur că partenerii din Occident pot fi purtați așa ușor de nas, da? Partenerii din Occident care sunt ai lor și sunt copiii lor amândoi. Înțeleg că acum momentul este prea delicat ca ei să-și dea rama pe față și să spună exact ce cred și să vorbească cu cine crede că trebuie de vorbit, dar eu în mod sigur că atunci când se merge, de exemplu, la o conferință a PPE-ului și când vorbește Maia Sandu și vorbește Andrei Năstase, Andrei Năstase se pălește categoric. Maia Sandu totuși are acest discurs, are această prestație, să zice, aceasta, un fel de, nu știu cum să zic, un fel de vocație politică cât de cât formată. Aceasta este frustrant pentru Andrei Năstase, în mod sigur. Și eu sunt convins că și în vest, acolo oamenii se gândesc într-o anumită perspectivă, se gândesc că politica pe care o face Andrei Năstase nu este una durabilă, este ceva de moment, care dacă vrei să o faci durabil, trebuie să îmbraci o anumită haină. Ea nu e. Acum, ce se va întâmpla cu viitorul Maia Sandu? Eu cred că Maia Sandu este într-o situație foarte complicată. Este într-o situație foarte complicată și ea, șocul cel mai mare pe care l-a suportat ea a fost samovolnicia lui Năstase în perioada alegerilor locale. Atunci s-a văzut cu text deschis că el i-a declarat război, a mers frontal și practic i-a spus în față că tu pe mine m-ai jefuit la prezidențiale și acum să te pedepsesc. Și a reușit să-mi pedepsească. Această tăcere despre care spunea și domnul Șevcencu a fost o derută totală în tabăra ei. S-a văzut că ea nu s-a așteptat, nu știa cum să acționeze, deși nu cred că șansele ei în locale ar fi fost mai mici, de exemplu, decât al lui Andrei Năstase, din potrivă. Andrei Năstase a avut foarte mult de câștigat datorită faptului că s-a asociat cu ea atunci și ea i-a dat această mână de ajutor. Dar recunoștința întârzie. Înțeleg, deci cumva sunteți adeptul ideii că mai ar trebui să detașeze cât mai repede, dacă, să-și creeze propriul discurs, propria linie, propria atitudine politică. Cariera. Dacă nu, se lasă absorbită, pur și simplu și dispare. Am undeva. Domnule Șevcencu, cum vedeți dumneavoastră cariera Maia Sandu de acum încolo? Aici trebuie de făcut încă o concluzie. Că cele întâmplate cu Maia Sandu se produce și din cauză că Federația Rusă a pus miză mai mult pe Andrei Năstase, cu discursul lui mai dur, mai categoric și mai agresiv. Pentru Federația Rusă este mai important ca reprezentanții opoziției fie mai clare în mesajele sale, în adresate guvernării, mai dure, mai agresive, ceea ce nu face Maia Sandu. Eu cred că Federația Rusă e interesată ca aici să fie criză. Ea este cointeresată ca să aici să fie război politic. Maia Sandu nu îndeplinește misiunea aceasta. Ea trebuie să fie eliminată de aceea din joc. Și de aceea, dacă în 2016 acest lucru poate nu s-a mai văzut așa de tare, apoi în ultimii 2 ani acest lucru se vede tot mai clar și mai hotărât. Federația Rusă a pus miza anume pe Andrei Năstase. El a făcut declarații prorusești și înainte. Și acum, cu scrisorile lui adresate Ministerului de Interne a Federației Rusie, cu afirmațiile că Uniunea Europeană poate să mai aștepte 2-3 ani, adică când noi vom veni la putere, și alte declarații contradictorii când bate joc de unire, când el susține unire, când se duce în România, toate aceste lucruri corespund planurilor Federației Rusie. Maia Sandu nu face așa discursuri. Este mai consecventă, dar și mai moderată în expresie. Acest lucru nu le place Federației Rusie. Lor nu le place că nici reprezentanții partidului nu fac declarații dure, categorice împotriva PDM-ului. Cu afirmații, cu acuzări concrete. Da, apar din când în când declarații unor sau altor membri de partid, dar ele se pierd în mesajele mult mai agresive a conducerii supreme pe PDA-ului. Ceea ce apare regulat, fiecare zilnic apare practic pe Jurnal TV, nu se compară deloc cu mesajele scurte, slabe și puțin reprezentate a reprezentanților PAS-ului. Desigur, acest lucru confirmă faptul că Federația Rusă totuși a pus miză mai mult pe Andrei Năstase, pentru că și el este favoritul acestei țări în alegerile anticipate și cel mai probabil el și va fi susținut de dânsă în acest proces
electoral important. 4 minute până la final, câte 2 minute pentru fiecare, una și aceeași întrebare pentru noastră. Două vizite importante se anunță pentru săptămâna viitoare la Chișinău. Vicepremierul rus Dmitri Kozak vine la Chișinău și a anunțat și Johannes Hahn, comisarul european pentru vecinătate și extindere, că vine și el. Cum se vor poziționa, credeți, cei din blocul PAS? Unitar sau vor avea oarecum iarăși din nou ușor discursuri separate? Se va vedea cine privește către domnul Kozak, cine privește către domnul Hahn între cei doi lideri sau nu? Sau vor avea un discurs unitar? No, Kozak și pentru Năstase și pentru Sandu este o persoană străină. Dar trebuie, printre altele, trebuie de subliniat că nu se știe dacă el va ajunge la Chișinău. Mă rog, s-a anunțat venirea sa. Dar admitem că, pentru că el a fost totuși invitat de Dodon și acest lucru nu trezește, să zicem, mari simpatii atât din partea Partidului Democrat, cât și din partea opoziției actuale. Ei nu privor să vadă Dmitri Kozak, care numele căruia este pătat de anul 2003, și planul cunoscut, nu vor să-l vadă la Chișinău și nu se știe dacă el încă va ajunge la Chișinău. Dar admitem că va ajuns totuși. Se poate de spus că în condițiile în care se află astăzi, ei nu pot avea cu Dmitri Kozak, să zicem, tratative de, să zicem, destul de pozitive, frumoase, mai mult pentru a arăta electoratului său, care totuși este, să zicem, pro-rus, că noi putem colabora totuși și cu Federația Rusă din când în când, că noi suntem deschiși pentru colaborare nu doar cu Occidentul, dar și cu Federația Rusă. Acest lucru mai mult se referă la Andrei Năstase. Și, desigur, la alegerile anticipate puteți să ne susțineți. Numai pentru aceasta Năstase vrea să vină la aceste tratative cu Dmitri Kozak. Despre Maia Sandu nu se poate așa de spus, pentru că cu Federația Rusă, nici în programul ei nu se spune, în relațiile cu Federația Rusă nu se spune nimic clar și concret. Ei nu prea au strategii de dezvoltare a relațiilor cu Federația Rusă și ei singurul nu prea are nici mesaj concret față de Dmitri Kozak. Înțeleg. Mulțumesc. Ceea ce, să zicem, iacă asta se poate de spus doar despre Kozak. Dacă vorbim despre Johannes Hahn, iată acolo la dânsă ordin de zi cu tot altceva. Acolo e într-adevăr, este în top, e este așteptată și într-adevăr ea are ce spune. Are un program întreg. Întrebarea este dacă o să dea voie Andrei Năstase să ajungă și ea la Johannes Hahn, pentru că am văzut că el este extrem de, cum ați recunoscut și dumneavoastră, abil acolo unde vrea, dur acolo unde are chef. Domnule Fedoru, într-un minut jumătate cât am mai rămas, din punctul meu de vedere, cum s-ar poziționa cei doi lideri unitar față de cei doi oaspeți străini sau există șansa ca Andrei Năstase să fie mult mai favorabil, de exemplu, lui Dmitri Kozak decât... Probabil interes ar exista, dar totuși noi trebuie să ținem cont de contextul în care se produce această vizită și va fi o asociere directă cu Kozak în acest moment, mai ales că Kozak este un nume legendar aici la noi și nu provoacă cele mai frumoase amintiri. Eu cred că ar fi prea riscant și nu cred că cineva dintre ei se va risca să se apropie prea mult. Dar de cealaltă parte, într-adevăr, ieri vor încerca să exploateze mai degrabă vizita lui Johannes Hahn aici, vor încerca să privatizeze mesajele pe care le va da și probabil și să se deturneze un picuț prin toate mijloacele lor, mă rog, de presă de care dispun. Ei vor să scoată din această vizită o impresie pentru public că Uniunea Europeană susține ce fac ei și Uniunea Europeană nu este de acord cu guvernarea de la Chișinău. Eu nu știu cum este greu să anticipez care va fi mesajul oficial în cadrul acestei vizite, dar în mod sigur eu cred că Andrei Năstase o să se rupă cam așa de pe el. Eu nu cred că el o să-i permită Maia Sandu să obțină capital de imagine pentru ea. Înțeleg. Am ajuns la final. Mulțumesc mult domnului Ruslan Șevcenco și de asemenea Nicolae Federiuc pentru prezență și dumneavoastră pentru atenție. Vom vedea ce va fi la momentul respectiv. Deocamdată, da, e bine că vine Johannes Hahn aici, mai ales în situația în care, de exemplu, Comisia Europeană tocmai a recomandat începerea negocierilor de aderare pentru Albania și Macedonia de Nord. Iată așadar că UE nu moare, ci dimpotrivă, așa cum ar vrea unii, dimpotrivă UE continuă să existe și poate chiar să reformeze spre bine. Însă noi vom discuta mâine altceva.
am văzut o nouă inițiativă, Dai Coagula pe Unioniști. Partidul Acțiunea Democrată încearcă să creeze un pol unionist, înțelegând că dacă se ajunge la anticipată, unioniștii nu trebuie să mai pățească rușina pe care au pățit-o. Să vedem însă care vor fi elementele de diferențiere și care va fi, să spunem așa, noua ofertă pusă în fața unioniștilor. Dar despre acestea vorbim mâine. Până atunci, numai bine!